Bă, se spune că în perioada sărbătorilor oamenii sunt mai buni, mai amabili, mai înțelegători, dar ce cred eu e că oamenii care spun asta n-au lucrat niciodată într-un supermarket. Că dacă lucrau casier la supermarket, cum am lucrat eu în facultate, sigur aveau altă părere. Acum, nebunii erau în tot timpul anului și mai ales în turele de noapte, că realul era deschis non-stop, era plin de scandalagii, oameni cu dungă roșie în buletin și alte specimene de genul ăsta. Bă, dacă când se apropiau sărbătorile, ce-ai frate, că se mulțeau nebunii mai ceva ca ploșnițele. Acum, nu știu, poate în restul anului erau oameni pe treaba lor, dar când veneau sărbătorile, parcă intrau dracii în ei. Mai că erau în stare să-ți dea în cap pentru o felie de cozonac, ești de e bun la cap. Iar dacă mai aruncai și cât o promoție în ecuație, ce-ai frate, că făceau prăpăd ca hienile erau, se lăsa direct cu sânge. Și când zic că se lăsa cu sânge, chiar nu glumesc. Într-o zi de 24 decembrie, pe când lucram la Real, am văzut cu ochii mei cum s-a lăsat cu sânge pentru un ciolan de porc. No, dar înainte să vă zic cum a început bătălia pentru ciolanul de porc, că dacă tot vorbim de bătălii, trebuie să menționez că povestea de azi este sponsorizată de World of Warships, un joc online numai bun de încercat dacă cumva te plictisești în casă. Practic, în World of Warships ești un capitan de barcă, sau mă rog, navă de război, și te lupți cu alte nave de război controlate de alți jucători. Te poți juca atât singur, tu cu barca ta liniștit, ori îți poți aduna prietenii să vă faceți mare flotă de nave și împreună să-i distrugeți pe inamici. Nave, ai de unde alege că-s peste 500 de nave istorice pe care le poți personaliza după bunul tău plac. Și cea mai bună parte e că jocul-i moca, gratis. Și nu doar că e gratis, dar dacă îl descarci folosind linkul din descriere, primești un bonus special în valoare de 25 de euro, care conține o super navă de level 4, 500 de dubloni, milioane de credite cu care să-ți personalizezi navele și multe alte chestii tari. Așa că, dacă vrei să fii capitan de barcă sau de navă, descarcă World of Warships folosind linkul din descriere și ne vedem pe acolo să ne dăm împreună cu barca. Nu și acum că mi-am scos banii de bere, hai să ne întoarcem la bătălia pe ciolan. Ei bine, așa cum vă spuneam anul trecut în povestea cu Becali, cu câteva zile înainte de Crăciun, Linu, adică ăla care se ocupa de programul nostru la Real, s-a gândit să ne facă, așa cum ne făcea el de obicei, o surpriză de sărbători. Tai, să-mi bag, mă sună Linu. Nu-i răspunde, nu-i răspunde, dă-l dracu! Alo, da? Salut, Jimmy, ce faci? Ce să fac, mă, Linule, uite, mă pregătesc să plec acasă. Acasă unde? Acasă, la Pitești. A, bă, Jimmy, de ce te sunasem? Poți să te rog eu mult să mă ajut cu o tură pe 24? Nu, bă, Linule, că nu, că n-am mai fost de mult și tocmai am vorbit cu ai mei acum, le-am promis că ajung de Crăciun. A, bă, te rog eu mult, că n-am pe cine să trimit acum, rămân dator, uite, plătesc dublu. Da, ce-mi faci tu mie, Linule? Bine, dar fii atent, să nu te audă Revelion. Da, bă, ce ai? Nici nu se pune problema, de Revelion n-auzi de mine. Vija era... Hai că te-a păcălit, dacă ești prost, trebuia să-i spui din capul locului, nu și gata, nu stai la discuție, că altfel ești luat de fraier, drecu. Bine, mă, hai că vin. Zic, cum e o Vijaie? I-ai zis din capul locului sau cum? Nu și uite așa, pe 24 decembrie, până ajun de Crăciun, după ce l-am colindat pe Becali, eu și cu Vijai, în loc să mergem ca băieții acasă să crăpăm în noi sarmale și cozonaci, ne-am dus ca proștii la Real să salivăm la cozonacii pe care îi cumpărau alții, pentru 4,50 lei pe oră, sau mă rog, pentru 9 lei, că Linu a zis că ne plătește dublu. Acum eu încă speram să ajung acasă de Crăciun, nu atât pentru cozonaci și sarmale, cât pentru faptul că a doua zi, la 6 dimineața, Jixi mă aștepta să mergem cu Steaua. M-am gândit eu, bă, la 9 se închide magazinul, ja potulez direct la gară, la 10 am ultimul tren, la 12 noaptea sunt acasă. Dar ce să pleci la 9 mâncați-aș gura ta, că la 8 ziceai că a venit apocalipsa, ești nebun. Cozile erau până pe raioane, numai coșuri d-alea mari. Doi români în spate la raiorul de dulciuri se băteau pe un cozonac, alții la carne se împingeau de mai că ziceai că scot ăștia micii de pe piață. Ce Crăciun, frate, că ziceai că vine direct sfârșitul lumii, ești de bun la cap. Și de parcă nu era suficient de rău când a început aia de la recepție cu magazinul se va închide la ora 9, vă rugăm să vă îndreptați către casele de marcat. Dintr-o dată s-a dezlănțuit iadul. Hoarde de zombi au început să nevălească în fugă spre magazin. Alergau cu cozonacii pe acolo de ziceai că se dau gratis. Unul de la coadă urla: da ho, bă, ne mișcăm și noi, ce durează atâta? De mai când venea să dau cu cozonacul după el. În toată hărmălaia aia îl văd pe Vijai la casa de lângă mine că se certa cu o ceafă lată pe ceva preț la sticla de whisky. Cum, bă, 80 de lei, că la raf scria că e 60? Nu știu, domne, ce 60 ai văzut, mă, ta, dar mie mi-apare că e 80.
Hoță dracule, că așa faceți! Domne, vorbește frumos, e 80 de lei, rămâne sau nu rămâne? Ce să rămâne? Nu rămâne nimic, dar ce o-s prostul vostru? Să vină șeful de magazin! Cheamă șeful de magazin, eu nu plec de acelea până nu vine șeful de magazin! De mai că-l vedeam pe Vijay cum sare peste casă și dă direct cu sticla în cap. Dar n-a sărit și, sincer, nu știu cum a rezolvat-o cu cea fălată, că aveam și eu la rândul meu nebunii mei. Bă, dar ce durează atâta, bă, că stau de o oră jumate acile? M-a enervat atât de tare ăla cu ce durează atâta, încât atunci când a ajuns la mine, din greșeală, i-am scăpat cu zona cu pe jos. Și tot din greșeală, am mai și călcat pe el de două ori, dar am făcut direct lipie. N-am mănâncat cu zona, firia alrec. Acum, de la nou, magazinul era teoretic închis, dar practic ce să te pui cu nebunii și frica lor de a rămâne fără băutură și mâncare de Crăciun, că săreau direct pe la casele de marcaș și o luau la fugă pe magazin, zic. Tai, nu, că plec eu de-acilea când o via porcul ăla pe care l-a tăiat pălărie de Crăciun. Ce ai, frate, că nu se mai terminau, ești nebun? Se făcuse aproape 10 seara și încă aveam o coadă de vreo 15 persoane. Toți cu coșuri de-alea mari pline cu băutură și cozonaș de mai când venea să-i lasă treacă așa fără să mai scanezi nimic. Nu, dar hai, treci că e gratis, e promoție de Crăciun. La un moment dat îl văd pe Vijay, pe care îl luaseră dracii rău de tot, că începe să-l alerge pe unul care a încercat să intre în magazin pe la el, pe la casă. Unde te duci? E închis! E închis! Și apoi jap începe să alerge după el. Bă, tu ne auzi, e închis! Zic nouă că mi-l pălește. L-ar fi pălit el Vijay, dar nu l-a prins. Și cum nu putea să lase casa goală, s-a întors înjurând. Las că vii tu la mine la casă, firial, dracu, cu cine ți-o scanat ție produsele? Sincer, nu știu câte reclamații a avut Vijay în ziua aia, dar vreo 5 a avut ca popa. În fine, după o luptă crâncenă cu hoarda de zombi venită după cozonaci, undeva pe la 10 jumate, deci mai bine cu o oră peste program, realizez dintr-o dată că s-a terminat coada. Zic, du ce-a mâncat ța-și gura ta, că am zis că nu se mai termină. Arunc rapid un ochi la Vijay, ăsta deja trăsese obloanele și acuși număra nervos tuflele de bani. De obicei, e o plăcere să numeri bani, dar când știi că nu s-ai tăi, e mai mult enervant. În fine, mă ridic de pe scaun, gata să trag la rândul meu poarta, bă, dar n-apuc să închid, că dintr-o dată mă trezesc un tip la vreo 40 de ani venind în fugă spre mine cu un ciolan de vreo 7 kg în brațe. Adică un jambon din ăla, gen picior de porc afumat, zic. Ta, ia uite-l și pe ăsta, frate. Acum, dacă ar fi avut vreun coș din ăla mare, probabil i-aș fi închis poarta în nas, dar având un singur produs, zic, hai bine, luat-te-r dracu cu ciolanul tău. Unde ăsta ciolanul, îl scanez, zic, 500 de lei. Îmi întinde nea ciolan ăsta banii, mă apuc să-i număr, 1, 2, 3, 4, 5. Bă, dar n-apuc să-i dau ciolanul înapoi, că dintr-o dată mă trezesc un alt tip venind în fugă la mine urlând cât îl țineau plămânii. Bă, firial, dracu, de ce mi-ai furat, bă, jambonul? Mai că m-am speriat, dracu, că eu aveam ciolanul în mână, zic, ce? Dar aparent nea jambon ăsta nu vorbea cu mine, vorbea cu nea ciolan, că ăsta face... Ce vrei? Ce ți-am luat? Jambonul! L-ai văzut repede acolo în căruș și l-ai luat, dar unde credem aici? Du-te bre, dacile, că nu ți-am luat nimică! Adică după ce că ești nesimțit, mă mai faci și prost acum sau cum? La care nea ciolan, fără să-l mai bagi în seamă pe nea jambon, face... Cum e băiatul? S-a făcut plata? Zic, da, s-a făcut... Dau să-i întind ciolanul, că doar ce era să fac, na, omul plătise. Bă, dar dintr-o dată îl văd pe nea jambon cu un sare și zbang, îi dă peste mână lunea ciolan. Să nu drăzdești, să nu drăzdești, atâta zic. Sincer, nu știam dacă vorbește cu mine sau cu nea ciolan, dar zic, haideți vă rog frumos, merge și luați al produs de pe raion, ce Dumnezeu. La care nea jambon, nervos din calea afară de maică m-a scuipat de două ori în ochi, face, dar să se ducă el, să se ducă el, nu să-l ia pal meu din coș. La care nea ciolan, haide domne că nu stau să mă cert aici cu toți nebunii, dați-mi vă rog jambonul. Dar ce să-i dau mâncața-aș gura ta, că nu mai văd pe nea jambon cum pune mâna pe un nou Kinder sau ceva de acolo de la casă și zbang, mi pălește pe nea ciolan direct în frunte. Apoi firia, drept. Bă, și dintr-o dată îi văd pe nebun cum încep să-și împartă pumnii acolo la mine la casă. Zbang, croșeau de dreapta, zbang, pum la ficat, zic, hai să mă, paza, paza! Dar ce pază? Frate, că paza era o moșulică la vreo 70 de ani. S-a băgat totuși între ei acolo, vă rog frumos, vă rog frumos. Dar i-a rugat degeaba, că dintr-o dată îl văd grămadă pe jos să joase mare cot în ochi. Zic, hai mâncați-aș gura ta.
Acum și-au mai împărțit ei câțiva punți. Ban, paletă la ochean, ban, baros la ureche. I-am lăsat ce dracu era să fac, zic, luptați-vă rațai, dracu, rupeți-vă capul. Vijay al dracu, de la casa de lângă, fluturând un tank de bani în mână, era: bă, 500 de lei pe ăla din stânga. Zic, da, feria al dracu, Vijay. În orice caz, bătălia n-a mai durat mult, că peste vreo 2-3 minute apar două matahale de la BGS. Mi saltă pe ăștia doi și nu știu unde i-a dus, dar presupun că bătaia pe care și-au luat-o în continuare a fost mult mai rea decât bătaia pe care și-au dat-o între ei. Zic, tu vă în gură de nebun, da vă arăștea ciolan acolo la pușcărie. Mă uit la ceas, era deja trecut de 11 seara, zic, tai, te-n gură, linule, cu cine o mai veni la muncă de sărbători? Dar cine o mai veni? Tot eu, o săptămână mai târziu, în seara de Revelion. Tai, te-n gură, Lin, bă, și-a zis că nu mai vin la muncă de sărbători. În fine, mă apuc eu să număr banii acolo, bă, dar la un moment dat mă trezesc cu Vijay lângă mine, care între timp terminase cu banii și era gata de plecare. Hai, bă, Jimmy, mai ai? Zic, mai am, dracu, n-ai văzut scandal ce-a fost la mine la casă? Am văzut, dracu, dar până la urmă, care a luat ciolanul? Zic, l-a luat pe dracu, nu l-a mai luat niciunul, uite-l cu alea, l-a mai și plătit ăla. Păi și bonul l-a luat? Ei, l-a luat pe dracu, uite-l cu alea, n-a luat nimica. Să uită Vijay pe bon, era: mă, 5 milioane, ești nebun? Zic, da, dracu, nu vezi cât a ciolanul, e 7 kg jumate. În fine, termin eu acolo, mai trebuia să mă duc doar să duc banii la trezorerie, la care Vijay: bă, vezi că eu nu te mai aștept, mă găsești afară la țigară. Zic, da, mă, bine, hai că vin repede. Toate bune, mă duc eu să duc banii, le zic căstora Crăciun fericit pe acolo și în final ies afară să-l caut pe Vijay. Bă, dar nu ies bine afară, că dintr-o dată îl văd pe Vijay al meu cu un ciolan de 7 kg jumate lângă el, zic. Ta, firia al dracu, Vijay, bă, tu ești sănătos la cap? Adică, cum adică, bă, ferial, dracu, de unde ai luat ăsta? De magazin, auzi, de unde? Uite bonul cu ăla. Zic, care e bon, mă, ferial, dracu? Bonul lui Neciolan ăla? Dar Vijay al meu, prânjind fasolea la mine, era: bă, bosule, e plătit? E plătit, ce mai contează cine l-a plătit? Zic, da, te-n gură, Vijay. Nu, și uite așa, cu toate că n-am mai ajuns de Crăciun acasă să mănânc sarmale de la mama, a fost bine și la cămin. Am băgat jambon de 5 bilioane. Nu, și cam asta e povestea de azi. În încheiere, vreau să ridic un pahar în cinstea celor de la Asus, dar și a membrilor care mă cinstez lunar cu bere. Mulțam fain, bea o bere sau mai multe în cinstea voastră. A, și nu uitați de taraba lui Jimmy, de unde vă puteți lua tricouri și anorace cu Tengură Vijay. Așa că nu da banii pe prostii, ia-ți tricoul cu Jimmy, intră pe jimmyshop.ro. Morala poveștii de azi, bă, știu că nu e plăcut să stai la coadă la magazin, dar nu fi niciodată ăla care zice: toho, bă, dracu, ne mișcăm și noi, ce durează atâta? Asta dacă nu vrei să te trezești cu cozonacul făcut lipie, din greșeală, evident. Cheers!